Obiect zburător neidentificat sau OZN pe scurt este denumirea generică dată corpurilor zburătoare, reale sau aparente, care nu pot fi identificate drept ceva cunoscut, fenomen natural sau creație omenească, nici după investigație de specialitate. Termenul a fost introdus în jurul anului 1950. În anul 2023, cercetătorii din cadrul Național Geographic au făcut un sondaj cu privire la percepțiile românilor în legătură cu fenomenul OZN. 55% dintre români cred că există OZN-uri, în timp ce 24% nu cred în existența acestora. O concluzie interesantă a sondajului, comandat de National Geographic, se referă la potențialele interacțiuni cu extraterestri. 5% dintre români spun că au văzut un OZN sau au avut contact cu extraterestri. Dar nu cred că sunt nebuni, așa cum nici eu nu cred că sunt nebună că cred asta. Adică, cu siguranță, există OZN-uri și oamenii care cred asta fac bine, pentru că și eu cred asta. Și cred că sunt multe chestii care există și noi nu știm. I-am întrebat pe ieșeni ce cred despre existența OZN-urilor. Iată ce au răspuns. Da, nu știu, din cauza poate a mass media sau a celorlalte influenții din anumite țări. Și poate de asta, dar nu știu, eu nu sunt convins de OZN-uri. Îmi place ideea, dar sigur că e o poveste și sunt multe lucruri care nu se pot explica, dar nu înseamnă că imediat să le punem sub sigla asta că sunt OZN-uri sau sunt civilizații extraterestre. Mi se pare că nu sunt destule probe care să dovedească ceva concret. Doar, documentare, însă nu consider că sunt destule evidențe încât să consider că sunt reale OZN-urile. În România s-au depistat astfel de evenimente în 2007 pe Câmpia Turzii, în 2004 în Râmnicu Vâlcea, în 1997 pe aeroportul Otopeni și multe altele începând încă din anul 1904. Principala sursă de informare pentru români pe subiectul OZN-urilor este internetul în proporție de 92%, urmat de cărți 42% și emisiuni TV 41%.